Training. Substantivul training cu sensul antrenament, pregătire, instruire apare în 2003 cu pronunțarea training și forma de plural traininguri. Inițial am vrut doar să atrag atenția că mi se pare cam prea de tot să spui că lumea a colapsat serviciul 112. E un verb care există în dom. Deci el există înregistrat undeva în limba română, nu numai în limbajul din spațiul real sau virtual și a fost înregistrat în dom 3 și cu aceste forme pentru a ști de fapt cum să-l conjugăm, cum să-l folosim. Numai că el nu are încă să spun așa o descriere din punct de vedere semantic pentru că eu nu l-am găsit în alte dicționare. Adică avem colaps, știm ce înseamnă colaps, adică cădere, se întâmplă ceva foarte grav acolo, o cădere gravă care duce și la anihilare până la urmă, dar nu avem a colapsa. Să spun doar că verbul nu există, să trimit la mult prea auzitatul procedeu al calculului după engleză și la originea latină. Îl avem deocamdată doar în, în dom 3. Doar că, din pricina unei exprimări puțin cam prea de tot, risc să-mi iau un calcul că astfel de verbe se pot dovedi utile în anumite contexte ceva mai specializate. Când am căutat mai multe despre acest verb, am găsit un site legat de astronomie. Pentru că, ajungând la stelele care pot colapsa sub propria greutate, ne-a atras atenția un articol pe scientia.ro în care autorii de articole științifice postate pe respectiva pagină își apărau dreptul de a-l folosi cu un sens specializat. Adică spuneau ei că stelele pot colapsa sub propria lor greutate. Este un enunț mult mai clar în limbajul lor specializat decât stelele pot cădea sub propria lor greutate. Iar autorii de astfel de articole științifice se întreabă nu doar retoric, citez. Cum spui atunci când materia unei stele cade către centrul ei și formează o gaură neagră folosind un singur termen? Nu prea ai cum, conchid ei, și de aceea apără ca necesară în terminologia științifică existența unui verb care să descrie acțiunea. Mai mult, dacă ne ducem la sensul din dicționar al lui colaps, găsim uh, și această legătură cu uh, colapsul gravitațional, adică găsim un context de genul acesta. Dar nu există și un verb care să descrie respectiva acțiune. Și dacă tot avem colaps gravitațional, putem vorbi și de materie care colapsează gravitațional. Ba chiar. Putem face legătura și cu domeniul medical, apoi prin extensie și cu cel social sau politic și așa mai departe, economic, financiar și bursele pot colapsa, doamne ferește, și un organism și un organ al unui om. Totuși, pericolul e în momentul în care apar aceste verbe, care sunt foarte pe val, așa, nu știu cum să spun, adică ele sunt niște verbe tinere, nu pline de energie, vor să se impună, vor să facă carieră. Pericolul e că, nu știu, parcă dau prea tare din coate și dau la o parte verbe sinonime, cu cât vor apărea mai multe astfel de sensuri figurate, a colapsa le va face din ce în ce mai mult concurență verbelor a cădea, a se prăbuși. Verbe care sunt și ele, au, au și ele rostul lor în limbă și care introduc alte sensuri sau pot, pot spune lucrurile în alt registru. Unii ar zice că așa se îmbogățește limba, dar pe alții îi aud deja protestând. Hai să încercăm! Să păstrăm în limbă cât mai multe cuvinte, să avem tot timpul grijă la variația sinonimică, cum ni se spunea la școală. Adică să încercăm să folosim mai multe cuvinte, să încercăm să ne folosim de nuanțele lor. Pentru că, nu știu, să-ți colapseze drobul de sare în cap, parcă nu, sau să-ți colapseze borcanul de miere de pe raft pe masă, nu mi se pare cel mai util mod de a, de a folosi acest verb cu urechile ciulite în ambele părți, eu propun ca de obicei măsură și respect pentru specialiștii care au și ei nevoie de terminologii care să nu fie banalizate și bagatelizate prin utilizare excesivă. Poți să revii după ce colapsezi sau e tot un fel de prăbușire? Eu cred că e tot un fel de prăbușire, ba chiar una care presupune și o distrugere, dar deocamdată neavând o definiție clară de dicționar, noi trebuie practic să-i reconstruim sensul pe baza a ceea ce știm despre colaps, despre substantiv și încercând să-l găsim în cât mai multe contexte în care, să spunem așa e folosit cu un sens cu o logică, adică nu e folosit chiar ca nu în ca perete